Scene uluitoare într-un cartier din Drobeta, Turnu Severin. După o serie de injurii și agresiuni verbale, un bărbat a trecut la fapte și a lovit violent un minor. Imaginile au fost surprinse de o tânără care se afla la fața locului. Aceasta a fost la rândul său amenințată și agresată verbal. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În această după-amiază, polițiștii mehedințeni s-au autosesizat după ce un video șocant a ajuns viral pe internet. Pe filmare se observa cum un bărbat nervos s-a năpustit asupra unui minor, ajungând să-i aplice o corecție grea de neimaginat. Copilul a fost lovit cu bestialitate. Polițiștii Biroului de Ordine Publică de la Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin s-au sesizat din oficiu, au identificat persoanele implicate în eveniment și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui eveniment, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. O tânără a registrat tot momentul, aceasta fiind și amenințată la rândul său că va fi bătută dacă nu oprește filmarea. Ce aveți, mă? Ce ai, mă, de filmez? Vreau! Firea, dracu, dă-i te bade de pis pe tine! Bă, vorbiți frumos, auziră-ți! Auziră-ți! Se pare că bombardierii orașului își demonstrează forța cu minorii din parc. Persoanele prezente la fața locului au încercat să îl liniștească pe bărbat, însă acesta nu s-a oprit din injurii.